Am locuit în diverse sectoare, în sectorul 6, 5, 4, iar în ultima locuință am avut-o în sectorul 5, ferentar livezilor. Taică-mi m-a băgat-o pe gât, am locuit cu el, nu i-a convenit gândirea mea, am avut niște șuturi și a spus eu o vând, dau afară. După 3 luni de zile am îndrăznit să-mi ridic privirea să număr câte etaje are blocul. Intram, nu mă uitam nici în dreapta, nici în stânga, direct în casă și mă baricadam. Nu vreau nici măcar să văd ce e afară. Iar asta nu mai trecut niciodată. Vreau să spun că depresia în care am intrat a fost una dintre cele mai negre. Și într-un final am scăpat. Exact cum am spus, aș face orice numai să scap de ea, să o dau, chid că rămân pe drumuri. Și chiar asta s-a întâmplat. Am rămas pe drumuri. Aici a fost momentul cel mai greu. Ce să iau cu mine, cât mai strâns, cât mai ușor, cât mai util. Bineînțeles că am plecat cu vreo 4-5 genți, dar nu puteam să le car. Pasul 2, unde să dorm? Eram într-adevăr disperat. Unde să dorm? Unde să dorm? Eu întotdeauna am vrut să dorm numai în gară, în gară, în gară, în gară, în gară. Radu nu vrea să dormă deloc în altă parte. Și într-o noapte am venit cu el aici, să văd și eu cum e. Mi-a zis că are un părculeț undeva liniștit. Aici chiar am fost surprins. Doi inși m-au trezit, că nu prea dormeam oricum, să mă întrebe dacă mă simt bine. Am rămas surprins. În altă parte, nici nu-i interesează. E o zonă mai bună. Am înțeles că sunt oameni mai cu bani, mai cu stare, mai... Deci de asta vară știam că nu sunt decât ăștia care au mașini adevărate, care pornesc din telecomandă, ies din restaurant, au plecat și după aia e liniște. Pentru că în alte părți nu se poate sta așa. Sunt două tipuri de zile. Zilele în care am o fundație, ceva de mâncat, și zilele în care nu am. Cele care nu am, mă întrezi de dimineață, îmi iau mic dejunul campionilor, aia înseamnă o țigare și 3 cafele, sau invers. Și primul lucru mă duc în gară. Mă rog în gară de cei, ca să mă lăs sacoșile. Am prea multe sacoși, nu pot să le car după mine. Este o femeie acolo de 70 de ani, care stă probabil de vreo 20 de ani prin gară, și îmi ține sacoșile acolo. Ce găsesc eu de mâncare îi dau și ei, ce găsesc alții îi dau și ei, și așa ne înțelegem bine. Hai să spun așa. După care ies pe traseu. Aia înseamnă străzi, tomberoane, coșuri. Mă întorc înapoi, mai stau, mai plec. Mai stau. Există locuri în care se găsește de mâncare continuu, ca să spun așa, în fiecare zi se pune de mâncare, dar fiecare se obișnuiește cu zonele lui. Deci fiecare se prinde decât un loc din ăsta în care găsește mereu. Și asta durează, nu de imediat. O lună, două, nu știu ce să zic. Deci durează până se obișnuiește omul. Și asta e una dintre marile greșeli ale lumii care aș vrea să le schimb cumva. Educația asta cetățenească. Eu aș obliga să nu mai arunce dozele, peturile și lucrurile bune la tomberon. Pur și simplu să le arunce pe stradă. Iar rebu să nu le ia. Pentru că dispar instant. Ar fi mult mai multă curățenie.
Pe când dacă trec pe lângă o pungă și văd că e un amestec, o borătură sau ce-o fi acolo, și mă luăm telefon în mijloc sau o doză, am să rup. Și se împrăște toată strada. De-a făcut se pot face multe, dar nu mă aștept la stat, sub nicio formă, numai din domeniul privat, atât. Sponsori care să ajute fundații gen Samu Social și surorile carității, numai privații pot să ne ajute. Și lume, prin altă comportare. Adică fără să ne mai trateze ca pe niște animale. Să încerce totuși să uite că nu toți suntem la fel. Ups, drabunica! Bun, așa. Ai și masa, lapte cu mandarine. Eu să alerg în parcare deloc. Ia-mi ce ceas ai. Ce mă, ăla-i ceas, mă, față de ăsta al meu, Romani. Romani? Bine. Bă, ăsta-i de ăla de copii, mă. Și port eu de alea, mă. Nu mai port de alea de când aveam 2 ani. Poate trec prin centru vechi. Dar acolo trebuie mai mult să vorbesc cu un prieten. Mai îmi trece timpul, mai uit problemele. Pur și simplu, mai uit. Deci atât de calm, precum care pare și cu poliție locală acolo, cu sediu, nu e chiar așa. Eu așa prognozez că mai sunt 296. Până când? Până la sfârșit. Sfârșitul cui? Al meu. Al tău. Și cine ți-a zis asta? Nu știu, asta e pe mult. 296. 200. Punct. Nu 297, nu 296. 296. Începând de azi? Cu ziua de azi? Nu, fără ziua de azi sunt 295. Adică cu ziua de azi. 296. Vara e vară, dar iarna e iarnă. Zilele trecute m-am schimbat și știu ce înseamnă frigul. Multe cămăși, după care urmează 30 de piele și intercalat o vestă antiteror de sub care are multe buzunare și încă foarte multe valori. Spun așa și nu se ajunge la ele. De obicei ce am tehnică pe mine, nu e în sacoși. Dacă mi le fură, se rămpun după ele. Și telefoane mobile, tabletă, cameră foto, carduri, acte, astea sunt pe mine. Păi nu mai avem nevoie de serviciile dumneavoastră, a fost după Revoluție la vreo 5 ani. În fostul tricotaj roșu electromecanic. Așa până a venit sarierii și a preluat fabrica și a zis, nu mai avem nevoie de serviciile dumneavoastră, ok. După care am băgat foarte multă pază. Și da, și nu am vrut să-mi fac o firmă cu încă un prieten de testări pramă. Până la urmă și-au făcut cunoștințele mele și eram 3 inși și a zis, nu are rost să intri și tu ca patron, sunt eu director tehnic, el director adjunct și tu rămâi simplu angajat pe acte, dar banii cot la cot cu noi. După care, bineînțeles, că a început cu $100 și am plecat imediat. Nu. Le-am bătut obrazul, mi-am salut, aminte ce ai vorbit, hai pa. Până la 2:15 noaptea, deci 2:15, noi am stat în ambulanțe, ne împărțeau pe sectoare și auzeam cum dă prin stație operațiunea Boschetu, de unde ducem. Și apoi am continuat să dormim în casa de bilete până
într-o zi când a venit și a zis, domne, poliția ne-a spus, aceasta este ultima noapte când dormiți aici, de mâine se deschide adăpostul. Și plecați la adăpost. Am înțeles. Nimeni nu mi-i face plăcere să stea într-un asemenea loc. Dar stau pentru că aici am condiția de om. Am și eu lucrurile mele, mâncarea mea și așa mai departe. Ori dacă mă duc unde mi-aparține buletinul la palade, o să am o condiție de animal. Cu reguli absurde, mai bine nu. Dacă i-aș cere regulamentul la mediator, mi-ar spune că de fapt nu există scris și îmi spun barigorzi ce am de făcut. Păi dacă își barigorzi, conduc. Și aia conduc cu buta mână. Acum erau 86 de paturi în cameră. Se doarme sub pat, pe pat, câte trei, în două paturi, câte patru, nu? Se doarme cum e. Mizeria care ați văzut o coborând jos este lăsată intenționat ca să nu se vadă locul populat. Altfel ar intra o mie și una de curioși să vadă ce e și cum. Așa e mai bine, vede mizerie ce, a, nu e nimeni aici, sau să nu mai șobolani. Și nu mai coboară. Dormitor, bucătărie, spălătorie, terasă pe care mâncăm, acolo e focul. Aragazul. Folosim dimineața pentru cafea, seara pentru ceai cafea, pentru grătare. Ultima oară am gătit fasole, mici, cărnați prăjiți, orice avem. Deci dacă aș fi lucrat undeva, nu aș fi mâncat atât de bine. Atât de multă carne și atât de multă mâncare. De ce? Din cauza prețului. Nu mi-aș permite să îmi cumpăr atâta carne. Am lucrat, am avut 10 milioane salariu, plus încă 10-20 de bonuri și nu mi-am permis să mănânc atâta carne. Aici e cămara cum ar veni, numai borcane cu gem, zacuști, da, care le-am găsit la tomberoane, pur și simplu. Și care le ținem de zile negre. Cam tot ce are și un om obișnuit în gospodărie. Deci dacă ar fi să-mi fac o familie, aș lupta ca să obțin o casă. Aș avea pentru ce măcar. Până acum îmi doream multe chestii nebunii. Acum nu mai îmi doresc decât o rulotă, de exemplu. Deci nu vreau să mai rupă cineva ușa, plătește întreținerea, nu vreau să-și bată nevasta deasupra și așa mai departe. Deci fără. O locuință pripei. Ca să spun așa. Am bani, mă încălzesc, n-am bani, nu mă încălzesc, dar nu mă dă nimeni în judecată. Pentru că acum pot să muncesc și peste o lună pot să-mi zic că nu mai avem nevoie de serviciile dumneavoastră, pa. Pentru că am pățit vreo două ore așa. Și am rămas datorat în bancă și știu cum e, nu? Sunt bucureștean. Poate să fie oriunde acasă. E cea mai mare cloacă. Dar e bine că se găsește de toate.